Vă spunem și astăzi un bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe domnul Țundrea Emanuel, pe care vreau să îl salut, să i spun bun revenit la emisiune. Dânsul slujește ca pastor și profesor în cadrul Universității Emanuel din Oradea. Cu bucurie vă spun bun revenit la emisiunea În Lumina Cuvântului. Mulțumesc și eu, mulțumesc tuturor ascultătorilor, mulțumesc pentru încurajările din uh, uh, întâlnirile trecute. Este o onoare și o binecuvântare, și pentru mine să deschid scripturile încă o dată, astăzi, împreună cu dumneavoastră. Așadar, potrivit genericului emisiunii, în lumina cuvântului, Vrem să purtăm această discuție, o părtășie care ne dășduim să fie de mare folos și celor care ne urmăresc în cadrul emisiunii pe marginea unui cuvânt din scriptură care este foarte cunoscut. Este vorba de Psalmul 13 și pe de altă parte o tematică în care sunt convins ne vom regăsi atunci când vom asculta și vom viziona emisiunea pentru că și noi am trecut prin aceste experiențe pe care, pe care David le împărtășește aici. Și înainte de a citi cuvântul la care ne oprim, cred că nu greșesc dacă spun că această carte a psalmilor probabil este cea mai citită carte a Scripturii. Eu mi-aduc aminte când trăia stră bunica mea și avea o Biblie groasă, veche, partea de mijloc din scriptură era cea mai uzată. Hmm. Probabil că ne impresionează faptul că acești oameni își deschid inima și ne spun ce au simțit și ne regăsim în acele trăiri. Haideți să ascultăm citirea cuvântului și apoi yeah. să. Avem ocazia să purtăm discuția pe marginea acestui cuvânt. Într-adevăr, Cartea Psalmilor este, într-un fel, Cartea de Cântări a poporului Israel. Așa cum noi, astăzi, avem în bisericile noastre cărți de cântări care răspund unor nevoi, stări spirituale diverse. Sunt cântări pe care le cântăm cu mare bucurie la sărbători. Sunt cântări care le înalță pe Dumnezeu și te bucuri să le cânți în momente de înălțare sufletească. Sunt cântări uh, care ating și cor sensibile, care vin ca o mângâiere, așa cum spuneați, ca o revărsare a sufletului înaintea lui Dumnezeu în momente de încercare, în momente de criză, în momente uh, grele din viață. Ei, cartea Psalmul 13 face parte din categoria acestor cântări triste sau psalmei plângerii. Dar vom vedea atunci când plângerea noastră se varsă înaintea lui Dumnezeu, cum se poate finaliza, cum se poate încheia o, o asemenea cântare. De aceea, într-adevăr, aș da citirea acestui psalm minunat, un psalm al lui David, psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește! Răspundem, Doamne, Dumnezeul meu! dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului căci mi-a făcut bine. Amin. Iată un uh, salm psalm <coughs> foarte scurt, avem uh, șase versete, dar un psalm pe care îl scrie David, omul lui Dumnezeu, și probabil că doar auzind citirea acestui pasaj ne vom regăsi în aceste trăiri pe care el le exprimă. Plecând de la pasajul acesta, nu prea știm exact situația concretă din viața lui când s-a simțit împins să spună ceea ce el așterne pe hârtie aici. Însă ne dăm seama că e o situație critică, e o împrejurare limită la care el ajunge în viața lui și e un moment în care își pierde răbdarea. Parcă nu mai are răbdare. Deși nu știu dacă putem să încadrăm istoric la un anumit eveniment concret din viața lui David. Da, cartea psalmilor are aceste notițe deasupra sau la începutul uh, fiecărui psalm, și, de altă parte, dacă ne uităm în scripturile noastre de astăzi, cele mai multe paragrafe, toate uh, cărțile Bibliei deja au anumite notițe, ele au fost adăugate ulterior. Împărțirea pe versete, pe capitole, împărțirea pe paragrafe și toate aceste titluri. Ce este însă unic în cartea psalmilor este că aceste notițe fac parte din textul revelat al scripturii. Este singura carte unde notițele de deasupra. Fac parte din textul original și ele ne dau, într-adevăr, anumite detalii. Sunt anumite notițe istorice, de exemplu, psalmul 30, David ne spune că l-a compus uh, în vederea sfințirii Templului de la Ierusalim, Visa, și ar fi dorit să-l construiască și să Visa la acel moment și a scris acel imn și un imn de laudă, de bucurie. Psalmul 51 uh, are acea notiță a lui David în care spune că a fost compus. Cu ocazia cercetării, a zdrobirii pe care i-a făcut-o Dumnezeu după ce l-a confruntat Natan cu păcatul lui, cu Bathsheba. Ei, psalmul 13, cum spuneați, nu are o notiță istorică atașată, nu-l putem încadra uh, la un anumit moment, uh, și, dar ce știm din viața lui David este că au fost mai multe momente când a trecut prin descurajare. Uh, era un scampărat și totuși era un fugar. Era dat în urmărire generală, se pusese preț pe capul lui. Au fost oameni care au murit, uh, care au fost înjunghiați, preoți, uh, din cauza că nu l-au trădat. Dormea prin peșteri. Uh, a, a, fost, a fost momente de descurajare foarte, foarte grele. A fost un moment în care fiul lui, pe care l-a iubit extraordinar de mult, poate prea mult, că nici nu l-a mustrat în viață, l-a ea, ea, răs, răsturnat de pe tron a, a preluat puterea și el a trebuit să fugă. El, împăratul, mult iubitul împărat de popor, a trebuit să fugă. a, a fost momente în care copilul lui nou-născut era bolnav și suferea, știm, nu din cauza lui, ci a copilului, ci din cauza păcatului lui ca tată și a plâns, și a fost descurajat, și a strigat înaintea lui Dumnezeu. Sunt multe multe momente cu care probabil am putea rezona și poate rezonează cu situații din viața noastră în care descurajarea ne poate ne poate cuprinde. Cu toate acestea, mă gândesc că se referă totuși la o situație în care starea respectivă se prelungește uh -huh. dincolo de așteptările pe care omul le are. Uh, în general, dacă în viața noastră trecem printr-o anumită încercare sau o anumită situație de criză și știm, uite, problema asta ține o lună de zile. Uh, chiar dacă e greu, chiar dacă strângem din dinți, chiar dacă nu ne este confortabil că trecem pe acolo, avem oarecum ideea aceasta uh, a unui timp limită. Uh, facem ce putem să spunem o lună de zile și am scăpat. Și uh, în alte împrejurări din viața noastră, noi încercăm să legăm un termen în care problema respectivă ar trebui rezolvată. Mă gândesc, de exemplu, la situația unui om care are o boală și se gândește la vindecare sau. Uh, un părinte care are probleme în relația cu copiii, poate nu ascultă sau mă rog uh, poate cineva care și-a pierdut un loc de muncă și n-are locul de muncă și se gândește, uh, ok m-am retras, uh, am intrat în șomaj dar să termin șomajul și repede îmi găsesc locul de muncă și poate trec ani de zile până când reușește din nou să-și găsească un loc de muncă și când uh, Experimentăm starea aceasta de încercare prelungită la care nu știm termenul limită. Mă gândesc că apar aceste întrebări, această stare de neliniște pe care o are David și, pe de altă parte, o nedumerire la adresa lui Dumnezeu. Într-adevăr, deja mi-ați luat ideea. Uh, psalmistul, vărsându-și sufletul înaintea lui Dumnezeu ridică această întrebare, până când? Până când, Doamne? De ce trebuie să fie atât de lungă încercarea? Um, observați că în primele două versete de patru ori spune, până când, Doamne, mă vei uita încetat, Până când te ascunzi? Până când sufletul plin de griji și inima apăsată de necazuri? Până când? Și cred și eu că pentru viața de credință, întrebarea până când poate fi una dintre cele mai grele întrebări. O întrebare care să tulbure, să, să zdruncine credința noastră din temelii. Pentru că, cum spuneați, sunt acele încercări care au un termen și știu că vine o rezolvare. Dar atunci când nu este nicio lumină la capătul tunelului, nicio luminiță, nu, nu se întrevede nicio schimbare. Uh, cum spuneați, în relația cu copilul, <coughs> l-am crescut, îl văd rebel și nu văd, trec deja luni de zile, ani de zile și nu văd niciun nici, nici semn că s-ar schimba ceva. În căsnicia uh, pot fi și sunt oameni care trăiesc căsnicii tare nefericite și tare îndurerate. Cu, cu, cu z, nu cu s. Căsnicie da, sau da, căznicie. nici. Da, da. uh, situații în care te rogi de ani de zile pentru întoarcerea la Domnul, a soțului sau a soției și din nou nu se vede nicio schimbare, se naște întrebarea aceasta până când și dacă ne uităm, toți oamenii Scripturii la un moment dat au ridicat întrebarea aceasta. Ieremia predică ani de zile și dacă ne uităm în plângerile lui de nenumărate ori, ridică întrebarea, Doamne, până când? cât să mai, să mai strig, cât să mai vorbesc cu oamenilor și ei nu se întorc la tine, nu iau aminte. Ne uităm la Iov. De câte ori a ridicat întrebarea aceasta? Nu la început. La început reacția lui a fost extraordinară și cineva spunea foarte plastic, nu în cele mai grele încercări, ci în cele mai lungi încercări suntem în pericolul cel mai mare de a leșina. Pentru că pe eu îl lovesc o serie de tragedii cumplite. Mă întreb cum aș fi reacționat eu să, să pierd tot ce am și la scurt timp să stau în fața sicriilor tuturor copiilor mei. Și totuși, eu are o reacție fantastică. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Lui. Dar, dacă întoarcem filele și vedem cum zilele se transformă în săptămâni, și vin prietenii lui și stau muți preț de o săptămână și, uh, și după aceea săptămânile se, se transformă în luni, probabil. Uh, Dintr-o dată îl vedem pe Iov în capitelele următoare, ridicând întrebarea, până când, Doamne? Doamne, de ce nu Te arăți? De ce, de ce nu răspunzi la la pricina mea? Până când să mă aștept, până când să mă acuze uh, și să fiu în stare aceasta? Uh, întrebarea, până când, este o întrebare foarte profundă și foarte grea când nu vezi nici un semn că s-ar schimba ceva. Mă gândesc să intrăm puțin un pas mai departe în textul pe care îl avem și să zăbovim puțin la întrebările pe care David le pune pe hârtie, întrebări pe care le-a avut în inima lui. Și cu siguranță... În aceste întrebări, unii dintre, unii, unii dintre noi ne vom regăsi astăzi, poate că alții au fost în trecut, mm. iar dacă n-a fost în trecut și nu suntem nici astăzi, cu siguranță va veni în viitor un Spunzi. moment de încercare și atunci noi vom uh, avea întrebările noastre în inima noastră. Iată prima întrebare pe care o are David aici, referitor la neliniștea din inima lui, zice până când, Doamne, mă vei uita uh, neîncetat. David are sentimentul că este uitat de Dumnezeu. În mai mulți psalmi, David uh, mărturisește durerea pe care o are, că oameni cărora le făcuseră bine, oameni pe care s-a bazat, l-au trădat, l-au uitat, nu și-au ținut cuvântul sau, psalmul 12, psalmul anterior, de exemplu, David exprimă durerea că a fost trădat de oameni, însă, în psalmul acesta, <coughs> durerea aceasta este mult mărită de faptul că se simte uitat, se simte îndepărtat, simte că Dumnezeu este cel care nu mai răspunde. Una este să fiu trădat de oameni, dar dacă simt că nici Dumnezeu nu mai răspunde, parcă nici mai, nu mai intervine, strig și nu uh, cerul pare închis. Uh, într-adevăr este una dintre cele mai uh, grele întrebări și teste ale, ale credinței noastre uh, și cum spuneați poate că unii ascultători se regăsesc în momentul acesta în, într-o asemenea situație dacă nu ne dorim ca mesajul emisiunii de astăzi să fie o încurajare pentru ce va veni pentru că noi suntem chemați să ne zidim casa pe stâncă, furtuna e o siguranță, va veni, nu acum. Dar teste ale credinței primim cu toții? Mi-aduc aminte că cineva asemăna <coughs> viața noastră cu un portavion. Vaporul acela imens care transportă avioane folosit de regulă în războaiele moderne, ca să spunem așa. Și pe portavion sunt avioane care tocmai au aterizat. În momentul în care unul este deja pe pistă, altul se pregătește să aterizeze. Dar undeva mai în spate mai sunt altele care se apropie de portavion. Și spunea omul acesta că viața e ca un portavion și avioanele sunt încercări. Una tocmai a aterizat, ai scăpat de ea, dar deja se apropie alta. Când ai scăpat și de asta, mai sunt alte două, trei undeva la orizont. Pentru că oricât am vrea noi să credem că viața este doar un drum așa liniștită, viața are în sine foarte multe încercări pentru noi toți. Da. O altă întrebare care se leagă de ceea ce împărtășați este întrebarea unde ești, Doamne? De ce nu răspunzi? Cred că transpare din faptul că David spune mai uitat. Îți ascunzi fața de mine. Practic, Doamne, ești ascuns. De ce? Uh, și în scriptură, vedeți expresia aceasta, fața lui Dumnezeu să fie întoarsă spre noi, um, tot timpul exprimă ideea că Dumnezeu ne binecuvintează, Dumnezeu ne poartă de grijă. Și um, <coughs> vedeți pasajul din Numeri pe care îl citim la binecuvântarea copiilor are aceeași idee: să-și întoarcă Dumnezeu Fața, să strălucească fața lui, să-și înalțe Fața spre acel copil, în ideea de a fi binecuvântat. Și sunt unele situații în care dacă nu primim anumite binecuvântări de la Dumnezeu, și știi el de ce? Noi interpretăm acea situație ca un moment în care parcă Dumnezeu s-a ascuns sau nu mai răspunde. Probabil David s-a regăsit într o situație în care cerea o binecuvântare și Dumnezeu nu i-a dat-o. Și noi apelăm la Dumnezeu într o situație Dumnezeu nu răspunde și ne întrebăm unde ești, Doamne? De ce nu intervii? De ce nu mă mai bine cuvintez ca și altă dată? Um, dar cred din toată inima că sentimentele noastre sunt un ghid inadecvat de a măsura apropierea lui Dumnezeu sau cineva spunea mulțumesc lui Dumnezeu pentru rugăciunile neascultate. Ca au fost momente în care Dumnezeu n-a răspuns sau s-a ascuns. Na, mi-e îmi părea că a uitat, da? El avea un timp potrivit. Chiar l-am întrebat pe un prieten care a spus lucrul acesta de ce, și el s-a deschis așa și a spus Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a dat ca soție o anumită fată pentru care mă rugam și îmi doream, și în momentul acela nu înțelegeam de ce Dumnezeu nu îngăduie. Acum, zice, îmi spunea la 10 ani distanță, mă uit înapoi și îmi dau seama că n-aș fi în lucrarea Domnului că nici măcar n-aș, poate nici n-aș mai fi pe calea Domnului, tu mă la viața ei. Dar nu am înțeles în momentul acela și mă întrebam, Domnule, de ce nu te întorci și spre mine? Că uite, la altul ei dat și de ce nu? Și întrebarea asta, Doamne, de ce te ascunzi? Unde ești? Acum când am nevoie să lucrez la... Și spunea el, mă uit acum, la 10 ani distanță, la felul în care a lucrat Dumnezeu, la căznicia ce mi-a dat-o, la faptul că pot fi în lucrare, ba chiar am un ajutor potrivit în... în uh, sunt momente în care nu înțeleg la momentul acela și spun unde ești Doamne, de ce nu acum, de ce nu intervii? Uh, dar are Dumnezeu în înțelepciunea lui momentul potrivit? Nu-i nu vorba că se ascunde, nu-i vorba că nu vrea să răspundă, ci are momentele lui potrivite. Din perspectiva umană, noi avem impresia că uneori Dumnezeu întârzie. Hmm. Uh, mă gândesc, de exemplu, la un verset din Cartea Geneza 8 cu 1, când noi era pe corabie, hmm. împreună cu toată grădina zoologică de acolo, și zice Biblia Dumnezeu și-a adus aminte de Noe. Ca și cum uh, uh, tentația omului este să zică Dumnezeu m-a uitat aici pe corabie asta în mijlocul Pustiului de apă, după zeci și peste 100 de zile în care și Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Mm. Înseamnă că Dumnezeu măsoară altfel timpul în, în ce privește cât trebuie să trecem prin încercarea respectivă și avem calendarul nostru, Domnul și are calendarul lui avem ceasul nostru, domnul are ceasul lui și dacă cumva după ceasul nostru și după agenda noastră uh, timpul ar fi ajuns la final și nu se finalizează, atunci parcă intrăm în panică și ne punem întrebarea dar unde Dumnezeu? Dar uite, trebuia să se întâmple. Și problema este că Domnul are ceasul lui. Da. Adesea mă gândesc ce a simțit Iosif în închisoare când parcă, parcă, parcă licărea o luminiță cu eliberarea paharnicului și promisiunea că îl va ajuta și 2 <coughs> ani mai trec și nu se întâmplă nimic și um, Iosif probabil a ridicat întrebarea Doamne unde ești? De ce te ascunzi? De ce? Ce-o fi simțit Avram când i s-a testat și lui credința și i s-a promis o țară, i s-a promis un copilaș și trec 25 de ani până când Dumnezeu răspunde um, Sunt teste ale credinței în care Um, trebuie să învățăm lecția în răbdării și a încrederii în Dumnezeu pe perioada în care El lucrează, dar eu nu înțeleg, nu Îl văd. În momentul în care discutăm <coughs> subiectele acestea și discutăm cadrul acesta, um, am în minte uh, familii, situații concrete, hmm. în care și eu, ca om, mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce îi îngădui să treacă pe aici? Uh, eu, ca om, poate că sunt tentat să spun la un moment dat, Doamne, e prea mult. Hmm. Dar iarăși aici apare logica umană care cu siguranță greșește față de logica pe care o are Dumnezeu și scopul pe care îl are Dumnezeu cu viața fiecăruia dintre noi. Cineva spunea a nu ști la un moment dat care este scopul unei încercări în viață nu înseamnă că nu știu că există un scop. Eu, Dar de nu, exemple, știu, nu știa. Nu a știut. Lui nici nu i s-au răspuns la întrebări. El a avut multe întrebări. La sfârșit Dumnezeu îi, ră îi răspunde cu un alt bombardament de întrebări fără însă a-i da răspuns lui, dar îl ajută pe Iov să-i înțe să înțeleagă caracterul. Și eu să stau înainte lui Dumnezeu să spun, n-am răspuns, dar te cunosc, Doamne, și știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Cum? Nu înțeleg acum, uh, dar cred lucrul acesta. Cred că a treia întrebare care, care transpare din acest pasaj este întrebarea de ce deja ați menționat-o, vedeți versetul al doilea, până când, de ce sufletul plin de griji și inima plină de necazuri sunt oameni care, din nou și eu, am trecut pe acolo și văd familii care trec printr-o încercare. Și pare că e nedrept, pentru că ce vedeți ce li se întâmplă și se naște și reciproca. De ce eu? De ce nu altul? De, de ce acum? <coughs> da. De ce în felul în care este? De exemplu, niciodată nu mi-am uh, culcat trupul într-un șanț mor de beat. Uh, nu am avut vicii, n-am uh, fumat, n-am uh, băut și, și totuși sunt mai sensibil, mai predispus la boală, am un asm cu care mă lupt și mă uit la un altul fumător în răi, două, trei pachete pe zi. Uh, bia și doar în și, și sănătos, imunitate. sănătos tun și, și, te uiți la câte o soră, la câte un frate care au trăit curat înaintea lui Dumnezeu, a trăit frumos și primesc vestea unei boli complete și stau pe un par de spital și te întrebi, de ce? De ce el, de ce nu altul? Sau familii care, cum spuneați, și-au crescut copiii frumos, i-au adus în casa Domnului de la început, i-au învățat cuvântul Domnului de mici. De ce acum e rebel uh, și nu vrea să se întoarcă? Sau, în, în lucrarea pastorală, una dintre cele mai grele încercări în familiile tinere și numărul uh, celor care trec prin, prin încercarea asta, astăzi este tot mai mare. Familii care nu pot să aibă copii. Și se întreabă, de ce? De ce de Dumnezeu altora care îi omoară în pântece sau îi abandonează sau îi aruncă la, la Auziam, Auzeam Auziam și... anul acesta, uh, scuză-mă că întrerup, uh -huh. dar auzeam de exemplu familii care își abandonaseră câte patru copii și uh -huh. mama plecată de doi ani, tata a plecat de două săptămâni, ei uh, rămași pe acasă morți de foame, uh, bolnavi, uh, oamenii din sat, li s-a făcut milă de ei și i-au dus la doctor și mm. au fost luați în uh, plasament da. în instituțiile statului și spui întrebarea parcă parcă în dreapta viața. Da, da. Și sunt atâtea alte familii care care s-ar investi și ar crește acei copii în învățătura Domnului Iar iubi Și nu primesc. De ce? Sunt uh, tineri, um, știu un grup de fete al soției fete care spun ne-am păstrat curate, n-am permis băieților atingeri sau chiar relații pe care, pe care, le permit celor cei din afară. De ce noi care ne-am păstrat curate încă nu avem o invitație de nuntă de dat? Și uite, altele care și-au permis imoralitate și pare că sunt fericite, pare că se căsătoresc. Totul e că regulă. Totu și, și, întrebarea aceasta poate, poate să zdruncine de asemenea credința unui om. De ce? În, în opinia mea, dintre întrebările menționate, eu zic că asta e cea mai grea. E întrebarea grea și când. E întrebarea grea și cum sau până când, unde, dar eu cred că totuși în viață cele mai grele întrebări sunt astea de ce. De exemplu, cunosc situații când mama așa a următat da, copilul de 9 ani. Hmm. Și exemplul la care mă gândesc este vorba de o femeie care venise la credință prin copilul ei. Hmm. Deci n-a fost niciodată la biserică și copilul venea la școala dominicală, el s-a așa foarte tare de biserică și apoi o invita pe mamă să vină de fiecare dată la biserică și o spus mama, zice, nu mă ducă prima dată când mă duc și rămân acolo. Așa s-a și întâmplat. Prima dată când mă la adunare, o și rămas la adunare. Și apoi s-a înecat într-un canal de apă. Hmm. Da, și de cunosc rău. situația că am fost acolo prezent și mai am și alte, mai am și alte exemple în minte la care mă gândesc și trebuie să recunoaștem că dincolo de toate, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu face ce vrea și chiar și în asemenea momente nu trebuie să credem că Dumnezeu greșește. Nu, nu sunt, sunt întrebări grele. Pe sufletul meu în momentul acesta este un misionar din Oltenia, s-a dus, s-a așezat acolo a de la zero într-un orășel, n-a existat biserică și <coughs> 12 ani pe câmpul de misiune Uh, I-a dat Dumnezeu bucuria să uh, planteze o biserică, să aibă oameni care l-au primit pe Domnul, să trăiască bucuria aceasta. După ani de zile, să-i se nască și două fetițe. Uh, din nou, după ani de zile de căznicie, că nu au avut copii. Și după ce s-au născut fetițele, soția este diagnosticată cu cancer. Chiar aș vrea să rog ascultătorii să se roage pentru situația aceasta. Acum sunt la spital. Din nou, momente în viață când ridicăm întrebarea de ce. Este o întrebare foarte, foarte grea. De fapt toate până când până când să mă rog, când se va schimba situația mea? Unde ești, Doamne? De ce nu intervii? Și de ce? De ce îngădui aceasta? De ce mie, de ce nu lu altul? Cred că răspunsul <coughs> și sper să continue ascultătorii să ne asculte când spunem că nu avem răspuns în momentul acesta și nu vom putea da un răspuns <coughs> punctual fiecare situație. Probabil că <coughs> la această întrebare în multe împrejurări nu o să avem niciodată un răspuns aici pe pământ. Însă ce putem face este vărsându-ne inima înaintea lui Dumnezeu ca și psalmistul să ne uităm la pașii pe care îi face psalmistul uh, în, în liniștirea inimii lui înaintea lui Dumnezeu și întărirea credinței lui. Versetul următor spune: Privește, răspundem, Doamne Dumnezeul meu. Eu ce înțeleg de aici este că primul pas când mă, mă bombardează aceste întrebări și îmi inundă inima și frământările acestea mi-apasă sufletul, primul pas pe care trebuie să-l fac este rugăciunea. Pot încerca să apelez la un om, la altul, să văd cum, cum aș putea găsi eu o rezolvare cum aș putea descurca sau la cine aș putea apela, însă cred că în viața unui credincios primul pas, înainte de orice trebuie să fie rugăciunea. Deci nu ultimul. Nu după ce am încercat orice altceva să vin și să strig la Dumnezeu, ci primul pas. Practic, când primul pas este rugăciunea cei comunic lui Dumnezeu este, Doamne, eu în tine am încredere că Tu poți cu adevărat să-mi poți să-mi dai o soluție. Tu ești tu ești singurul care poate să schimbe situația, să aducă vindecarea, să schimbe căsnicia, să întoarcă inima copilului, să mă scoată din criza asta financiară. Tu ești cel care poate să dea o soluție. Deși, deși în experiența oamenilor, oamenii de multe ori spun ceva de felul următor: Zice, am ajuns în situația în care numai Dumnezeu mă mai poate scăpa. Hmm. Înseamnă că, până la concluzia aceasta, am încercat toate variantele omenești pe care le-am avut la îndemână, în care m-am încrezut, care au falimentat și ca o ultimă încercare, ca o ultimă soluție, apeles la Dumnezeu. Numai Dumnezeu mă da. poate izbăvi. Să nu fie așa în viața unui credincios, um, pentru că rugăciunea... Dumnezeu, toți, toți spunem <coughs> ce mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar când suntem în criză, uităm. Uităm de arma aceasta puternică pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și adevărul este și m-aș adresa celor care poate sunt de mai mult timp pe calea credinței, ca o mărturie pentru cei mai noi. Nu e așa că de multe ori ne-am dus cu sufletul împovărat în rugăciune înaintea Domnului și este acea lucrare pe care o face Dumnezeu, tainică în inima noastră. Deși încă nu avem o soluție, încă nu avem răspuns la întrebări, totuși ne ridicăm altfel de pe genunchi. Ba, Dumnezeu începe să lucreze. Și experiența la inima lui David noastră. este asta. Mm -hmm. Că zicea cineva, zice, psalmul ăsta începe iarna și se finalizează vara. Așa <laughs> <laughs> este. Sufletește vorbit. Da. Uh, el, el vine înainte înaintea Dumnezeu, și descarcă Sufletul, dar nu îi se schimbă. Împrejurările așa cum își dorește el. Ce se schimbă este atitudinea lui interioară față de încercări și față de Dumnezeu în ultimă instanță. Exact. Eu, eu cred din toată inima că și spun asta cu emoție, în dreptul meu, uneori Dumnezeu nu este așa de interesat să ne dea nouă explicații, ci să ne aducă la punctul în care să mă încred în El și să mă plec în rugăciune înaintea lui și să înceapă să schimbe el inima mea. Și sunt atât de multe lucruri pe care le învăț. Mă uit lucrez între studenți. Este o diferență mare, extraordinară între studenții care au trecut prin încercări, poate prin tragedii în familie, poate prin o situație mai grea financiară, față de cei care au avut o viață foarte ușoară. Nivelul de maturitate este foarte diferit. Uh, e ceva tainic în, în felul în care Dumnezeu scoate zgura din, din, din inima noastră uneori prin foc. Și ne place aurul curat, dar înțelegem oare că el trebuie să treacă prin foc. Ei, primul pas, cred că este rugăciunea și interesant felul în care se roagă David. Spune, dă lumină ochilor mei. Cu alte cuvinte, dom'le, dăm lumina ta asupra Ajută-mă cu ochii mei să văd așa cum vezi tu. Aruncă lumina ta asupra a, situației și dădeam exemplu prietenului meu care după 10 ani vede altfel relațiile și felul în care Dumnezeu a lucrat în a dărui o căznicie. poate ați auzit de cazul celebrul al lui Florence Chadwick, acea notătoare celebră care și-a prima femeie care și-a propus să treacă în not canalul mânecii acolo sunt curenți de apă destul de puternici, e, rece apa nordului și e un canal destul de lung, dacă bine mi-am inteles, sper să nu greșesc, undeva la 32 de kilometri. Ia ea s-a pregătit, era o zi mai cu ceață, mai învolburată, dar pentru că era pregătită fizic, presa era de față, a intrat în apă, a început să nuate și la un moment dat a simțit că nu mai poate și mama ei de pe vasul care o însoțea îi striga, mai, e puțin și Uh, ea a simțit, a mai mers puțin, dar la un moment dat a simțit că o lasă puterile și a cerut să fie luată pe vas, a fost luată și uh, dusă pe puntea vasului, s-au dat primele îngrijiri și la conferința de presă ce a urmat a fost foarte interesant ce a spus. A spus așa, dacă aș fi avut acolo jos în valuri perspectiva pe care am avut-o de pe puntea vasului și să văd că mai sunt numai vreo 3 400 de metri, atâta putere mi-aș mai fi adunat. Să ajung la capăt și de asta văd, așa, așa extraordinară rugăciunea lui David: Doamne, dă lumină ochilor mei, să văd așa cum vezi tu perspectiva pe care o ai tu asupra lucrurilor, asupra situației în care mă aflu, să -o, o capăt și eu că de aici nu văd numai valurile, nu văd numai ceața. Răceală. În, în criză văd numai criza. Nu văd dincolo de criză felul în care vezi tu lucrurile. Rugăciunea, bătălia împotriva încercării și a descurajării se dă în rugăciune, și este acel, acea lucrare tainică a lui Dumnezeu prin care mă ajută să văd așa cum vede El lucrurile. Care e pasul 2? Cred că pasul următor este să ne uităm la caracterul lui Dumnezeu și să facem un pas în credință. Este un pas al credinței aici. Nu am, să zic, un răspuns neapărat rațional, ci e foarte interesant ce spune David. Eu am încredere în bunătatea ta. N-am încă răspuns, n-am încă explicații, dar sunt gata să spun, pentru că știu că tu ești un Dumnezeu bun, eu am încredere. Pentru că te cunosc și știu că nu greșești în situația în care mă lași, în familia în care mă lași, în, în, în eu știu, criza poate, în care, pe care ai îngăduit-o, eu am încredere că tu faci ceea ce este spre binele meu. Cam în aceeași notă în care spunea Ieremia în plângerile lui, mm -hmm. iată da. ce mă face să mai trag nădejde, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt. Așa este. Mă gândesc cât de, cât de mare e lupta să, <coughs> să nu te mai uiți la necazul de azi, ci să te uiți la cât de bun este Domnul. Pavel, atât de extraordinar, reia parcă tema aceasta în capitolul 5, roman 5 cu 3, spune ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, biruința aceasta aduce nădejdea. Noi toți ne dorim și ne rugăm, Doamne, fă -mă mai răbdător, Doamne, dăm biruință în încercare, dar înțeleg oare că E cam periculos să spunem, Doamne, fă răbdător, că de, de regulă răbdarea nu se învață teoretic dintr-o exact. carte. Exact. Cineva spunea nouă tuturor ne place produsul finit, <laughs> dar nu ne place procesul. Tehnologic. Acel aur care curat de carate de, de, de multe trece printr-un foc puternic. Uh, vedeți, este acest pas al credinței pe care trebuie să-l facem și să spun, Doamne, în cazul acesta știu că va lucra. De fapt, cu toți în viață, cred că am avut experiență și am văzut că Dumnezeu lucrează și în momente în care noi nu înțelegem de ce procedează așa, dar după un timp ne dăm seama că a fost o înțelepciune acolo în spate, în felul în care nu mi-a dat la un moment dat, uh, îmi spunea un, un coleg, dacă mi-ar fi dat Dumnezeu când am strigat la el și simțeam eu așa că îmi doresc o mașină și dacă mi-ar fi dat-o atunci, m-aș fi nenorocit. Că nu eram suficient de matur să nu apăs pe accelerație, să nu conduc ca un nebun. Mă uit că mi-a dat-o Dumnezeu la momentul potrivit, când, când sunt mai matur și văd pericolele și înțeleg lucrurile altfel. Dar, de altă parte, dacă ne uităm la definiția credinței, credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, nu, nu în ceva ce am în mână ci în lucrurile la care sper. Care este o gândesc. puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Care nu se văd. Că dacă s-ar vedea, dar mai fi credință. Dar mai fi credință. Cum spuneați dumneavoastră la început, dacă ar fi un termen limită, dacă spunea soție, soția mea, uh, fetelor din grupul ei, dacă ați ști dat anunții, dacă ați ști, ok, în 29 iunie 2018 te măriți. E, parcă e altceva. Nu e anul ăsta, nu e anul următor, dar știu că mai am 2 ani sau 3 ani de așteptat. Știu că există data. Da, da. Și atunci, parcă, parcă, și atunci zici, da, mă păstrez curată, am încredere în Dumnezeu că e bun, că uite, știu că... Dar Dumnezeu spune, nu, 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 nu. nu. Ce mă onorează pe mine, este și în felul acesta îl, îl cinstim pe Dumnezeu, este să-i spunem înainte de a ști data anunții, să spun eu mă păstrez curat, mă păstrez curată pentru că am încredere în bunătatea ta. Nu știu încă data anunții, nu știu cine e persoana, nu știu cum va lucra Dumnezeu, încă n-am un răspuns. Și de ce întârzie, de ce nu acum, de ce alta, de ce nu eu, nu știu. Dar eu am încredere în Dumnezeu. Nu e așa că parcă e mai, mult mai ușor să mă rog când dacă ști că unchiul meu pentru care mă rog de ani de zile se va întoarce la Domnul peste 2 ani sau peste 10 ani sau chiar și după ce mă duc eu din lumea asta, dar să știu că dar Dumnezeu spune, nu, ai încredere în bunătatea mea. Mergi pe încredere și în felul acesta îl onorez pe Dumnezeu. Pentru că nu am ceva în mână, sunt lucruri care nu se văd, sunt lucruri nedăjduite, dar am ceva neclintit. Credința mea că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu este bun. Alături de rugăciune, caracterul lui Dumnezeu, ce ne mai învață experiența lui David, referitor la această stare prin care putem trece în viața noastră? Un lucru care mă copleșește în felul în care se încheie acest psalm este că David nu doar că își declară încrederea în Dumnezeu, ci David încheie spunând când Domnului că își mi-a făcut bine să cânți printre lacrimi, să cânți suspinând, să lauzi pe Dumnezeu știind că El face bine și procedează bine în felul în care o face, dar eu nu știu în momentul acesta. Dar e foarte interesant în momentul în care laud pe Dumnezeu și cânt, acea cântare, cum ajunge să liniștească și să lucreze și la inima mea. De aceea aș spune în nu cred că Dumnezeu întotdeauna vrea să ne dea explicații sau ne va da răspuns la toate întrebările pe care le avem în viața aceasta. Ce cred însă este că un pas în credință, o, o declarație a încrederii noastre în El, acum când nu avem răspuns, este un mod extraordinar prin care îl putem onora. Pentru mine, de exemplu, căsătoria, și cred că fie, pentru fiecare e un lucru, un lucru extrem de important, ce-ar fi fost dacă, înainte anunții m-aș fi dus la soția mea și aș fi pus în față o listă de lucruri, să spune niciodată să-mi promiți că nu o să faci asta, niciodată asta, să-mi promiți că o să faci asta. Mergem la notar, semnăm și numai așa plec în căsnicie. Probabil că aș fi avut eu niște certitudini, niște garanții, dar n-ar mai fi fost încredere. Dar nu mai fi fost o relație bazată pe încredere și pe dragoste. Pe contract. Da, bazată pe niște garanții pe care... Ei, Dumnezeu spune, ai încredere, deja am dovedit în viața ta, în viața familiei tale și cred că fiecare avem dovezi că Dumnezeu este vrednic de încredere. Dovada ultima este faptul că și-a ținut promisiunea și ne-a trimis un mântuitor care a mers până la moarte și încă moarte de cruce, de dragul meu. Este dovada ultima că e vreme de încredere, Dumnezeu. Ne apropiem de finalul emisiunii, în care ne-am oprit la Psalmul 13, un psalm scurt, dar pătrunzător și plin de învățătură, plin de semnificație, așa cum de altfel este tot cuvântul lui Dumnezeu, de folos pentru sufletele noastre. Dacă aveți un ultim gând pentru toți cei care au urmărit această emisiune și care. Poate sunt în asemenea stări, traversează o asemenea perioadă în viață când așteaptă acea lumină să vină din partea lui Dumnezeu. Dragii noștri, aceste întrebări au frământat profund și inima mea și sunt sigur și inima fratelui Pastor Radu. Și cred că sunt o mare povară și pe inima dumneavoastră. Însă, Vă încurajez. Bătălia pentru credința noastră se de la nivelul minții, unde ne bombardează aceste întrebări, dar se câștigă pe genunchi. Și pe măsură ce ne uităm în Cuvânt și vedem cât de vrednic de încredere este Dumnezeu, că El își ține promisiunile, că toate lucrurile într-adevăr lucrează împreună spre binele nostru, vă încurajez. Aveți credință în Dumnezeu. Încredeți-vă în El că este vrednic de încredere. Și te abia aștept. Poate să scrieți pe adresa emisiunii și să împărtășiți experiențe minunate pe care le aveți cu Dumnezeu. Plângem cu cei ce plâng, dar ne și bucurăm cu cei ce se bucură. Și haideți, printre lacrimi, poate chiar să cântăm Domnului pentru că El ne face bine. Amin. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru gândurile frumoase împărtășite, experiențele împărtășite și cu nădejdea că toți cei care ne-au urmărit vor găsi resursă spirituală atât în ceea ce noi am împărtășit cât în mod special în Cuvântul lui Dumnezeu care este o ancoră pentru sufletele noastre în orice împrejurare. Ne luăm rămas bun până săptămâna viitoare, aceea zi, aceeași oră, când ne reîntâlnim la un alt subiect, un alt invitat, dar de fiecare dată în lumina cuvântului.